domnilor, haideți să începem ședința Consiliului Local. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, declarăm deschisă ședința. Prezenta ședință a fost convocată de primarul Comunei Asău, în conformitate cu prevederile dispoziției 34 din 1 februarie 2022. Pe adresele de mail, cred că ați primit procesul, adică sunt sigură că ați primit procesele verbale ale ședinței anterioare, din ianuarie. Dacă sunt ceva amendamente ca să le notăm, dacă nu, supunem la vot procesul verbal al ședinței din 7 ianuarie. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi a președintei ședințe. Primul proiect de hotărâre de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Inițiator, primar Emil Budaca. Al doilea proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizarea său pentru anul 2022. Inițiator, primar Emilian Budaca. Al treilea proiect, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de Evaluare a Secretarului General al Comunei Asău pentru anul 2021. Inițiator, primar Emil Budaca. Al patrulea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind finanțările nereambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Inițiator, primar Emilian Budaca. Proiectul 5, proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 68 din 17 noiembrie 2020, privind obligațiile și răspunderile autorităților administrațiilor publice locale, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localității și sancționarea unor contravenții. Inițiator, primar Emilian Budaca. Al șaselea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Comisiei pentru Probleme de Apărare în anul 2021 și a planului de activități pentru anul 2022. Inițiator, primar Emilian Budaca. Modificarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator, primar Emilian Budaca. 7 probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și modificarea ordinii. Cum modificarea ordinii de zi? Având în vedere că, da, toți încet, putem încet, nu? Având în vedere că primul proiect de hotărâre este pentru aprobarea bugetului local, îmi pare foarte rău. Eu zic că am fost destul de transparenți. Am pus și pe Facebook, am anunțat și cetățenii dumneavoastră ca și consilier, știați toți, pentru dezbaterea publică. Îmi pare rău că sunt foarte mulți cârcotași care tot vorbesc pe margine, vorbesc pe Facebook, dar nu vor să vadă problemele reale ale comunei. I-am invitat să vină la dezbaterea bugetului, că ăsta e cel mai important proiect din timpul unui an fiscal. Nu a venit decât doar dumneavoastră consilierii. Mai mult ce să zic, înseamnă că sunt dezinteresați sau nu știu. Cum? V-ați mulțumit? După comentarii n-ar părea prea mulțumiți unii. Exact, după comentarii n-ar părea mulțumiți, dar... Da. Ce să zic, mai mult m-a dezgustat chestiile astea când vezi că sunt discuții pe margine, dar nu vor să vină să participe, să... Haideți, domnilor, dacă aveți ceva de spus, veniți cu propuneri, veniți că doar nici noi nu suntem a toate știutori, poate nu suntem... acceptăm orice, dar chiar și așa, cum zice ăștia la las fel, tot nu vor să... Dacă sunt discuții pe marginea proiectului.
Comisiile au avize favorabile în bugetul local. Ați văzut ce... lista de investiții. Domnul primar, la lista de investiții știți că am vorbit în cursul săptămânii trecute privind reabilitarea unui punct pietonal din zona de acolo și în urma discuției eu am concluzionat că mi-ați dat speranță și dumneavoastră și domnul Dogariu că vă veți deplasa în zonă, cum vă va permite vremea și vom lua măsuri pentru remodernizarea punții pietonale care leagă strada bisericii de strada pietonală. Eu sper că în sine din guvern, acolo chiar trebuie făcută remodernizarea. Desigur, am văzut bugetul, banii sunt cum sunt, sunt cât sunt. Ăștia sunt, vă dorim succes după bugetul ăsta să faceți treabă bună. Dar singurul meu amendament asta este să vă deplasați în zonă și să-i luați în considerare. Foarte bine. Deci ați văzut că trebuie neapărat. Și la problemele noastre, cum ați fost, facem metalică, vedeți dumneavoastră, vă deplasați și... Da. Da. Doamna secretară, trebuie să depunem la vot, să punem la vot acest amendament sau? Da, noi. Deci doar cu o completare rămâne, da? Domnul Cui. Da, o singură întrebare aveam. Eu aș vrea să știu în ce stadiu mai stăm cu planul urbanistic general. Pentru că el se prins în lista de investiții și acum și cu o sumă consistentă iarăși. Știu, dacă mi-amintesc bine, aminte cu 2 ani de zile când am discutat despre planul urbanistic general, o parte din banii pe care noi am investit în acest plan trebuiau să vină de la Consiliul Județean, dacă nu greșesc. Toți banii care au venit până acum, așa. Toți sunt achitați de Consiliul Județean. Care au plătit până acum pentru FUG, sunt achitați de Consiliul Județean. Problema e că sunt doar două firme în județul Bacău, care, două societăți de proiectare care fac fuguri din astea. Sunt foarte aglomerate. Asta nu ar conta. Din 5 ani a început. Da, deci am început mai, de, în 2017. Da. Eu odată a fost întors pentru că ne-am extins prea mult în extravilan. Nu știu dacă da, da, a fost problema că ne-am extins mult în extravilan, că noi am fi dorit ca toate construcțiile care s-au făcut după inundații, după inundații să le prindem, totuși nu puteam ne apucăm să demolăm casele oamenilor. În ultima perioadă am făcut mai multe vizite la Bacău, am chemat pe doamna Stoica care îmi face fugul, am chemat-o, i-am invitat-o aici. A venit, am ajuns până la rezilierea contactului, dacă nu o să țină. Și văd că a început să facă treabă, a trimis de la Culti o echipă care să ne facă studiu pentru Culti, a trimis pentru ce mai venit? Am înaintat cererea noastră către Apele Române în vederea obținerii avizului. Da, în ultimele 3 săptămâni s-a lucrat intens la PUC, tocmai în urma discuțiilor pe care le-am portat. Am avut discuții foarte aprinse. Deci am compania care face PUC. Am pus 150.000 pentru că trebuie să facem niște reambulări topografice, adică măsurătorile topografice care s-au făcut în 2017, când a fost încheiat primul contract, nu mai sunt de actualitate și trebuie să facem niște reambulări. De asta am prins acea sumă în buget. Evident că după fiecare factură pe care o să o primim, vom trimite mai departe către Consiliul Județean cererea pentru rambursarea sumelor. Pentru deci că PUG-ul este un proiect la nivel național făcut prin Consiliile Județene. Deci noi avem speranță că toți banii ăștia care i-am alocat aici o să-i primim de la Consiliul Județean să ne returneze. Și ar mai fost o întrebare legată de modernizarea drumurilor de interes local. Da. Noi am discutat luni la dezbaterea bugetului atunci, așa de fapt ați și venit cu acel proiect de hotărâre pentru sumele necesare pentru care prin Planul Național Anghel Saligny. Totuși aici sunt prinse 100.000 de lei la lucrări noi, modernizare drumuri de interes local. Etapa a treia. Etapa a treia. Ne propunem să facem a treia etapă de modernizare drumului. Deci pentru etapa a doua care avem depus pe Anghel Saligny. Pe Anghel Saligny, da. N-am prins nimic. Deci acolo tot o să fie finanțat de programul ăsta. Și am prins pentru etapa a treia. Deci mai vorbim restul drumului și drumurilor care pe care le-am canalizare, care am mai prins suma asta. Deci încă să mai punem cu proiect. Am înțeles.
ca să nu ne găsească. Acum să vedem cum vor decurge lucrările cu Angel Salini, că tare mi-e teamă. E un proiect. E un proiect mort. Nu mai avem speranță, mai mult ce poți să faci. Dar zic eu că munca asta ne-am făcut. Am făcut hârtii și am depus. Da. Și pe Angel Salini și pe CNI avem școala de la partea. Pe Angel Salini avem două. Asta modernizare drumuri și urii Sătești. Avem drumul de pe Apasău, la kilometru 0 la kilometru 6. Avem pentru AFM iluminatul public, avem pentru PNRR complexul, de aici. De acolo, apropo de iluminatul public. Avem proiecte, dar... Am văzut că o serie de localități au primit deja avizele. Pomănești au primit. Păi au primit, dar care a depus acum 4 ani, 5 ani. A, depuse ani. Păi da, astea. Noi dacă n-am depus atunci, nu s-a depus la timp. Da, mulțumesc. Da. Mai sunt discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a său pentru anul 2022. Inițiator primar Emilian Budată. Dacă sunt discuții. Comisiile au avize favorabile. Noi am dorit într-un fel să reorganizăm serviciul ăsta. Nu zicem că nu merge, dar având în vedere lucrările astea care le-am avut cu canalizarea, au fost foarte multe avarii, cred că cetățenii știu, din cauza la lucrările astea de canalizare. Deoarece în comuna Său știți prea bine, toată lumea a ieșit cu gardurile în drum. Nu s-a putut merge cu această conductă de canalizare pe acostamentul drumului sau pe... O trebuie să meargă efectiv pe unde a mers și conducta de apă. S-a tăiat asfaltul. Deci ne pare foarte rău. Și acum cetățenii care le mai spui, domne, dar de ce ești încă și la ora actuală să iasă în drum? Deci el dacă își repară drumul, tot să mai prindă două palme, tot să mai prindă o palmă, tot să mai iasă în drum, parcă luăm pământul ăsta cu noi pe lumea cealaltă. Domne, nu sunt conștienți că nu poți băga o 20 de centimetri aia, dacă nu-i ai, nu ai cum să bagi o conductă de asta. Și o trebuie să mergem cu conducta de la canalizare, efectiv peste conducta de apă sau de dedesubt sau... Ei, din cauza asta, s-o deplasat, s-o mișcat. Asta e conducta de plastic sudată cu fuziunii electrostatice sau cum se cheamă, vă rog. În fine. Și au fost foarte multe avarii. Avariile astea produc pierderi de apă. Pierderile de apă unii se duc. Tot în bugetul nostru. Ei, și serviciul scârții. N-avem cum. Am avut o discuție cu domnul primar de la Pomănești. Dacă tot ne furnizează apa ei, apa SIER, societatea Consiliului Local de la Pomănești, să le dăm cu totul lor. Băi, fraților, tot aveți apa, avem conducta, așa, dăm serviciul lor. Da, au spus că își fac niște calcule și revine cu un răspuns. Acum au trecut vreo două săptămâni de când am avut discuția asta. Sperăm să vină cu un răspuns afirmativ. Dacă nu, să încercăm cu altă variantă, să o dăm la CRAB sau să vedem cum e. Problema să fie că dacă am exclus, e un pas greșit din punctul meu de vedere la CRAB. Primatul ne-a discutat cu dânsul. Nu, deci, da, ca să nu zic că băi, trecut, ați vrut să colaborăm, să da, poate ei își fac niște calcule, să fie avantajos, nu știu. A doua variantă, deci avem planul B. Și avem garanția de primar. Deoarece o să trebuiască să dăm drumul și la serviciul de canalizare, adică serviciul este la 7 canal, dar o să trebuiască să dăm drumul și la canalizare. Și atunci o să mai trebuiască încă o persoană sau două, care o să trebuiască să țină mentenanța la conducta asta, o să trebuiască să avem un contract cu o firmă care o să facă legăturile la canalizare, că nu poate să vină tot cetățeanul să apuce din spart căminul de vizitare, să apuce așa, o căzut o piatră, s-a fundat, nu știu, n-am văzut, nu, sunt probleme. Da, branșele nu erau prevăzute în proiectul de proiectul mare? Branșatul nu era prevăzut. Branșatul până la limita proprietății. Limita proprietății din asta în gat, din sigur. Da, da. S-au făcut azi. La drumul județean unde a fost asfalt, nu scos toate, la limita proprietății. Ei, pe unde sunt ulițele astea? Acolo trebuie să vii să te cuprezi la canalizare. Nu poate fiecare om să ducă cu piconul să spargă acolo, să intri cu... Nu e normal să fie așa. Deci de asta. Acum noi până la altceva trebuie să aprobăm bugetul.
Eu am fost înainte de ședința comisiei, am discutat un pic cu domnul inginer Fiteanu. Legat de acest plan de venit să știu cu el. Dacă vă amintiți, el, când a fost ultima dată pentru a stabili cuantumul prețului apei, așa, i s-a dat ca și termen un an de zile să încadreze o a doua persoană la serviciu, ca să îi servească. El n-a făcut-o până acum, pentru că nici nu avea cum să o facă, având în vedere cheltuielile pe care le are serviciu și nu e rentabil. Eu l-am întrebat foarte serios legat de aspectul ăsta, pentru că am auzit această discuție vis-a-vis de Comănești și știți foarte bine punctul meu de vedere vis-a-vis de acest serviciu, pentru că serviciul a fost creația domnului Bobeică. Nu, dar nu, era obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar nu poți funcționez dacă mai avea cum mai dau apă. Deci a nostru. Deci eu acum n-aș putea să ridic mâna. N-aș putea ridica mâna să spun că eu te-am făcut, eu te omor. E genantă postura asta. Dar eu am discutat de nenumărate ori cu domnul inginer Brânceanu și am spus, este imposibil să nu putem scădea pierderile acestea de... Este imposibil. Domnul Puiu, am găsit aici să primării... Nu știu cine știe. Acum știți ce îmi spune astăzi, îmi spune următorul aspect. Iar așa au crescut pierderile. Și atenție, suntem în sezon de iarnă. Nu suntem în sezon de vară, când să zicem că au mai fost făcute branșări, cum s-au mai făcut, s-au mai fi descoperit o parte dintre ele și oamenii udă grădinea aia. Dar acum și Dumnezeul îi mai uzi. Și totuși au crescut iarăși pierderile. Haideți să vă spun o speță. Mi-a explicat și dumnealui. Exact aici la domnul Necșor. Mi-a explicat. Da, mi-a explicat. Conducta fisurată curgea. Da. Băi, curgea pe râu. Era gaură. Da. Domnul Cașobonaș. Știi contorul o zi înainte, după ce a remediat, s-a redus cu 100 de metri cubi în 24 de ore pierderea. Deci vă dați seama câte pierderi. Și la noi, cum e interiorul pietruos, toată apa, ai o avarie, se duce toată în pământ, nu știi, efectiv, nu e condamnat, deci eu îl văd, își dă silința, dar efectiv pierderi care nu iar trebuie, dar nu ai descoperit-o. Nu e așa nimic de-asta. Iar legat de canalizare, exactul dumneavoastră, că dacă nu cumva în acest buget, în acest buget de venituri și cheltuieli al serviciului să nu fie prevăzute și eventualele încadrări a unui om, că dacă dăm drumul la serviciul de canalizare, dacă dă drumul la canalizare, nu are personal cu care să facă față. Ba, cred că la stația aceea va trebui încadrat un om care să supravegheze stația. Stația e automată, zic eu. E automată, dar nu cred eu. Nu trebuie. Mă rog, dumnealui e sceptic vis-a-vis de demararea canalizării, pentru că mi-a arătat un caiet cu problemele pe care le-a descoperit atunci când a fost firma respectivă care a filmat toată conducta, nici un sfert din problemele care le-au fost depistate nu au fost remediate. Ar să stea aici până la... Deci ăștia ori să stea și anul ăsta, garantat aici. Nu, n-o să-i convins. Dacă să-i ieși într-o lună a terminat, acum să fac. Nu o să-i convins. Ia că noi băgăm un penalitate. Asta era întrebarea mea, firească. Bun, dar cât o lălăi, așa că... Haideți să vă spun. Ai contract între părți. Din ce n-am putut să încheiem, nu știu asta dacă era la diversă, dar îi spunem acum. Nu am putut să încheiem, fiindcă ei au solicitat de la PNVL-ul ăsta, diferența de manoperă, care v-am spus-o că săptămâna trecută am fost la București și am obținut 9 miliarde și ceva. Diferența de manoperă, fiindcă s-a scumpit, s-a ridicat prețurile astea. Ei, și acum mai are diferența de materiale. Aia de manoperă a fost 9 miliarde și ceva, pe care mi-a dat, am semnat actul adițional. Și acum urmează săptămâna asta, sau știu eu când o să-mi vină răspunsul, la diferența de materiale. Aia e mai mică. De asta n-am putut încheia contractul, că dacă nu era în timpul contractului, ei nu mai putea să mai depună pentru obținerea sumei. Dacă nu era în timpul contractului, zicea, băi, dar tu ai terminat contractul și vii să mai ceri bani? Nu, de asta. Ei, dacă ne vin sumele astea, noi am chemat, din momentul ăsta, contractul s-a încheiat. Sigur. Vă rog frumos. Trecem la canalizări. Și atunci nu se mai convine să mai stea sau mai lălăi, să mai... O trecut ziua, trebuie să dea bani. Și nu știu dacă nu s-a putut remedia. Mă rog, nu le acceptăm fără să remedieze tot ce a fost acolo. Drept pentru care ați văzut, am chemat camera de la vedere și au filmat ca poate tot ce... Multe probleme. Nu a fost în regulă. Alte discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Al treilea proiect,
Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de Evaluare a Secretarului General al Comunei Asău pentru anul 2021. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile au aviz favorabil, s-a propus Comisia Economică, îl propune pe domnul Nicolin Costel și Comisia de Administrație îl propune pe domnul Ferchiu Marius. Discuții? Da. Nu. Deci, nu. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar Emilian Budacă. Discuții? Comisia are avize favorabile. Domnul Vaniga. Da. La susținerea pultelor am văzut în buget 100 de mii de lei, da? Un miliard pentru susținerea pultelor. Cum ați dispus părțirea banilor altfel de cum a fost pentru bisericii de localitate? În mod egal pentru toată lumea, în comis. Acest regulament care îl aprobăm acum este nou și înseamnă că l-aprobăm pe cel anterior, dar în condițiile date nu trebuie să desemnăm și membrii comisiei, pentru că prin regulamentul trecut am aprobat cei doi consilieri locali care fac parte din comisie, cei trei reprezentanți ai primării, și acum nu ar trebui să alegem din nou. Dar facem proiect de hotărâre, mă gândesc? Dar era comisie, prin care trebuie să facem. Eu văd în regulament la capitolul 4. Dar nu e comisie. Păi cum, dar la capitolul 4... Păi dar l-ați făcut cu hotărâri de Consiliul Local. La capitolul 4... Da, la acest link a trebuit limită și comisia. Exact. Păi tocmai că aici spune la capitolul 4, comisia de evaluare va fi formată din doi consilieri locali, trei reprezentanți. Și un secretar. Deci trebuie un... Păi da, dar nu acum, nu în ăsta. Trebuie proiect de hotărâri separat, nu? Vă face proiect de hotărâri pentru una martie. Nu, așa l-am făcut mereu? Noi aprobăm regulamentul și în urma regulamentului vom face și acea comisie. Da. Mi se părea firesc să mergem mână în mână cu cele două proiecte ca să le rezolvăm rapid. Pentru că până în martie, deja trebuie să întrunească această comisie ca să stabilească, că deja se termină trimestrul 1. Și banii au fost, banii pentru aceste fondurile nerambursabile sunt prevăzute în trimestrul 1, 2 și 3. Cum? Putem desemna cei doi consilieri dintre... Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 68 din 17 noiembrie 2020, privind obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice locale, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localității și sancționarea unor contravenții. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile au aviz favorabil, dar Comisia pentru Învățământ este un amendament la... Zice, creșterea cuantumului amenzilor de la 500 la 1000 de lei pentru capitolul 2, articolul 4. Căutam acum să vedem ce contravenție. E vorba de... Aliniatele U, I, L, N și V, nu? Da, da, da. E vorba de nepăsarea în bună stare de folosință și
și degradarea băncilor din parcul Coșul de Gunoi, panoul de afacere a Pitei. Adică lucrurile... Furat pe piață, făcând furat pe ghiță de pe o bancă. Da, quantumul era între 400 și 800 și ziceți la 500 și 1000. La 500 la 1000. Și la celelalte care sunt maximale de legi. Deci ca să se înțeleagă... Dar există legislații pe gospodărie, n-avem normal. Asta era legislații, nu mai face hotărâre. Că nu putem depăși. Deci nu le-am prins, dar totuși avem un amendament ca să... Nu, dar eu am întrebat dacă legea sunt mai bune. Chiar nu se poate, chiar sunt răuvoitori care nu vor, domne, nu vor să păstreze curățenia, distrug puținul care îl avem, dacă o zic. Acum, ce ar fi furat de o bancă, s-au făcut scândul. S-au făcut scândul cu totuși un lucru de o bancă. Hai să-i găsăm, bă, ce-i găsești? Dacă oamenii nu vor să... Da, cum îi găsești? Când poți să stai să păzești sau să pui o cameră de supraveghere la fiecare bancă? S-au dus cu o cheie, au desfăcut doar și a fost pe uliță ca să nu desfaci ușor, am dus cu autoblocare, știi? E o chestie de consens, dacă tot cheltuim bani din bugetul comunii pentru a crea niște condiții minime. La școală, partea de bea s-a făcut, o desfăcut plasa de la stadion. Să fie pus în aplicația asta dacă tot îi pun, dar nu le pune la aplicare, pe mărea acolo, ce să... Nu pune, dar să fie scurt. Degeaba pune pe hârtie să aprobăm, și în continuare aruncă gunoi pe marginea drumului. Ieri am strâns o furgonetă plină de gunoi. Începând la intrare în oraș, poate ați văzut sacii cu oamenii la 416, așa până la deal, zilnic petru, pahare de cafea, saci cu, chiar și saci cu gunoi aruncați. Lăsarea de raza comune a câinilor vagabonzi, să aduci cu orice mijloc de transport în localitate. Dar l-ai prins la iasă, adică nu poți să... Sunt prins. Și îi dai o amendă mai substanțială. Ca să nu mai vine să mai facă. Să prins în stare de vezi, să adică sunt niște chestii de bun simț. Deci, apropo, dacă nu așa. Mai zic, supunem la votament la mine. Cine este pentru? La punctul 6. Se pune la vot hotărârea la proiectul 5. La proiectul 5. Cine este pentru? La punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2021 și a planului de activități pentru anul 2022. Inițiator, primar Emilian Budată. Comisia a avis favorabil. Discuții? Cine este pentru? La modificarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator, primar Emilian Budată. Comisia a avis favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Și la punctul 7, probleme diverse. Discuții? Am reușit de a-mi defini ceva codul de la șplic, cum îi zice. Așa, i-am făcut și proba cu camionul nostru. Am zis că, băi, să facem cum a făcut Angel Salini din codul.
când l-a terminat, el s-a pus pe o bară din sub și a trecut prima garnitură de tren. V-ați urcat în camion? Cum? V-ați urcat în camion? Nu, a stat sub podiu. Mai. A stat sub podiu și, da, o ieșit super, super. O să trebuiască să mai punem niște piatre, dar asta când o să mai plouă, să mai leasă, să mai tațează, să mai punem niște piatre să-l... să-l... Trebuie de-o primară tăiți și mărul acolo, știți, dacă vine o viitură acolo în partea... Trebuie întărit imalul de toate comuna, domnul Cătălin. Când o să fie bani și o să avem finanțare... Dacă vreau să avariez... Cum? Dacă vreau viitor, după aia am fost să avariez... Da, știm, dar e vorba de bani. Să vedem. Acolo trebuie gravioare dacă o luăm de la deal, de la stânca aia și până la vale, până la poate... De asta și vom Da. Am făcut solicitări la români. Păi, sunt apilor române, cu toate cadastrat. Fiul apei cadastrat e apilor români. Și tu, ca și ateu, am mai spus-o și o repet asta, nu putem cheltui banii în ograda altcuiva. Da, am fost la Bacău ieri, am semnat un contract cu pubelele care urmează să vină din astea negri. Deci alea nu sunt suficiente, au mai făcut, s-au mai făcut locuințe în comună, mai sunt tineri din astea 10 ani sau nu știu când s-o dat, sunt mai mulți gospodării. Și totodată spunem cetățenilor care au solicitat cere pentru asta menajer, pentru pobilele astea, că le-am adus și pe alea, să vină să le ridice. Deci avem pentru selectiv, da. Am mai cumpărat încă 300. Dacă nu puteți să vedeți să ridice, noi 300 sau câte-s? Nu poți să, în general, am dat, au rămas... Trebuie să mă duc, nu-l găsesc acasă, trebuie să vină cu CNP-ul, trebuie să vină... Nu, mă, n-a să fie ușor din asta. Am fost ușor din asta, către cetățean. Păi la vorba mea, și bine că sunt. Da, asta e pentru... A fost voie, vă rog. Da. V-aș vrea, domn primar, totuși, să faceți o stare pe site-ul primăriei vis-a-vis de colectarea bunurilor. Și am spus luni. O rectificare. O rectificare, pentru că eu am apucat și am anunțat oamenii că se colectează, se ridică selectivul de marți. Teoretic a fost tot marți, dar nu a fost... Dar nu a fost săptămână completă. Eu le-am spus oamenilor că e săptămână completă. Am ieșit eu și fora din toată afacerea asta. Și acum am înțeles că luna viitoare, în martie, tot așa va veni. Tot marți o să fie. Tot marți, așa. Tot e săptămână completă. Prima marți din luna. Deci s-a renunțat la acel amendament că în prima marți din săptămână completă din lună. Păi aia, ca să știi, da, trebuie postat prima site-ul primăriei. Da. Da. Ei, mai apoi, zici că le-au ordonat ăștia de la aviz, dar încă nu atunci, la noi care COVID-19 cu care trebuia să stăm de vorbă, să înceapă colectarea cât arunci, atâta plătești. Și vor să vină să avem o discuție și cred că o să vă invit și pe dumneavoastră să găsim soluția cea mai bună. O să avem 4 variante. Frecvența colectării, cântarul și nu știu ce am mai zis. E cam așa. Noi am fi bucuroși pentru cântar, dar nu știu dacă o să cântare poate ei. Cântare și fiecare cor? Păi da! Atunci am văzut foarte multe comune din țară, îți scos tubela, are cod de bare. Da, sigur că da. Hai să vorbim pe rând, mă rugăm. Scos tubela, are cod de bare pe ea, ăla are cântarul. O pus-o, o citit-o cu aparat, ca la casa de marcat la magazin. Pac! Și la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului, Budacă Emilian a aruncat 15 kg de gunoi. Atâta plătești. Și atunci să vezi economii, să vezi că nu o să mai arunci boasca, bani de la porci. Sau s-o arunci. Să vedeți cât o să fie în maloapia. Credit în coșul. Nu știu de undeva, trebuie să vorbim. Că exact. Și sunt oameni care chiar nu aruncă. Chiar nu aruncă. Un pensionat în vârstă, o bătrânică sau un om în vârstă, ăla ce consum? Iau un piet pe lună. Și domnul primar, și atunci noi cum plătim, da? Care strânge de pe amă și de unde e care din viață. Dinește, vă rog, să vin și numai ce are de cote. Vorbiți pe rând, vă rugăm, ca să... Și așa îți face microfonia, avem și măștile astea la cură și nu o să înțelegi. Și iar sunt cetățenii.
Da, da, spuneți, domnul Dogariu, dacă aveți ceva. Mă gândeam că noi primăria, care strângem ce aruncă oamenii, de unde să avem bani să plătim, dacă omul plătește doar ce aruncă din buzunar, da, bine. De asta trebuie să ne întâlnim. Trebuie văzut care e varianta cea mai bună. Că strângem foarte mult de pe apă, păi, camioane întregi s-au strâns anul trecut. Mai e o problemă, că o să și frecvența corectării. Dar omul tipideal l-a duce la pubel de mare. Ce o să facă la păsare. Tot așa, eu... Nu, sunt probleme. De asta trebuie să fie analizat, se analiză, nicăieri nu reușesc cu greutatea. Nu, la avutitura, când nu ridică unii, chiar toată lumea iasă, au scos la copilă, au venit cu avarat, cu bani, pe undeva, am văzut cu două, trei comune. Ați văzut cazul fericit, ce spuneți, dar eu am văzut și îți dau exemplu, că să dau exemplu, dar n-are răsens acum să exemplific, nu colectează selectiv. Da, sunt o mie și una de comune care nu colectează. Aici e problema. Mai avem și foarte bine. Asta e problema lor. Nu pot să vină, nu dai seama, să vină să colecteze selectiv, ar trebui să vină... Deci, constat acum că ei vor să ia măsuri tot cu cei care corectează cât de cât în selectiv. Da. Că, mai spunem, suntem prima comună de județ. Da, adevărul ăsta este. Că suntem... Deci, să nu spune de primar, dar merg ce am muncit. Da, da. Da, mai sunt discuții. Da, întrebare așa mea. Domnul, ce faceți, domnul Mare, din întreținerea izolatului comunale? Au oprit cu facetățeni săptămâna trecută, acum două săptămâni, și mi-au spus că s-au îndrădurit foarte mult în ultima perioadă. Și 30 de ani, mai ales în ultima perioadă. Dacă nu au mai fost din trețineri, deocamdată nu ești. O panistelul, ci ca tot ar coborât, tot ar coborât cu limitele, ca să iasă din partea asta de izolatului. Ce știți din lucrurile astea? Eu nu prea mă acolo la amenajamentul... Chiamă o formă ca să trebuie să ceră lucrurile. Și când o să termină acum în februarie, o să jumate, după jumatea lunii, o să avem ședința a doua, nu? Da, așa, conferința. Conferința a doua, da, conferința a doua. Când o să termini amenajamentul ăsta, o să reluăm iar marcatul, că nu mai poți tăia, ci trece de 8 cm în sus. Deci până la 8 cm avem pe domnul doctor Stanciu, care, la care i-am dat izlazul în concesiunii, curăță acum pe chinetă, e cu echipa de muncitori, băiatul nostru, pădurarul, tot timpul, toată ziua e acolo și îi supraveghează, dar până la 8 cm. De la 8 cm încolo, dacă le dea, se consideră cioată și infracțiuni și se face pușcării. Da, cu mărcătura care am avut-o de data trecută, s-o mai rezolva ceva? Nu, nu a venit nimeni. S-o a fost expirat amenajamentul și n-a mai putut să... Una a fost expirat amenajamentul, a doua s-o acoperit mărcile, că au trecut 3 ani de zile, au crescut copacul, s-o... Da. Până nu termină amenajamentul ăsta, nu putem să le luăm. Dar oricum avem în vedere și asta, drept pentru care am zis în utilajul ăla multifuncțional, dacă o să reușim să-l luăm prin gal, să montăm și o tocător, când îi impune ăștia de la mediu platformă pentru deșeurile menajere și pentru programul crengi, pentru... Ei, să montăm un tocător și când am adunat crengi, ai dus la tocat. Dar pe intrarele de păduri le-au luat în administrare o poluție, da, ceea ce este mizlaz. Ce-o trecut, suntem 04, așa, l-au luat o poluție de în pază. L-am dat în pază, că așa ne impune legea. Da, da, pe el conform legea. Dat în pază. Și noi izlazul pădurit care, cum a terminat aranjamentul ăsta, să vedem ce o să facem cu el. Domnul Mărșoat, cât de proiecte avem depus să privă? Nu s-a deschis din finanțare și... Având în vedere că suntem în perioada de tranziție 2021-2023, deocamdată nu s-a deschis nicio linie de finanțare prin GAL. Urmează să se deschidă cel mai probabil în aprilie și ne-am și orientat către compactor și multifuncțional. Am cerut câteva oferte de preț de la diferite companii pentru a pregăti documentația că atunci când se vor deschide liniile de finanțare prin GAL să fim pregătiți. Dar de programe, de finanțările europene, la fel? Nu. Finanțările europene, tot așa. Dacă ați studiat platforma de Rhin Nord-Est, deocamdată nu s-a dat drumul la nicio finanțare europeană. Mulțumesc. Cu plăcere. Alte discuții? Ca să nu mai zic, dumneavoastră ar trebui să știți toate treburile astea. Sunteți experte în asociații fonduri europene. Nu ați venit să întrebați pe noi. Ca să fiu ironic. Dacă doamna a zis că vorbea să se vizeze aici, cu siguranță, dumneavoastră este de 10 ori mai informat decât mine, care nu am mai...
sau da pizarii nu a putut să intre pe pizarii. Și chiar tocmai de asta am întrebat, că a murit. Da. Am întrebat, doar așa. Da, mulțumim. Da, am întrebat ședința încheiată.